Suntem la 1 decembrie, chiar pe strada Gloriei, unde avem toate utilitățile, apă, gaz, canal, curent și se vede că avem și școala imediat aici lângă noi. Și acum accesăm imediat și un teren pe care îl avem la vânzare, un teren de aproape 800 de metri pătrați, 799 de metri. Se vede aici jos că avem și canalizarea trasă pe această zonă. Strada este asfaltată, are și un nume frumos, avem strada Gloriei. Suntem practic la 2 pași de primăria din localitate. Distanța față de București este foarte mică, suntem practic la 10 minute de București. Avem acces la A0. Acesta este practic intrarea la teren. Intrarea se face pe o alee de 3 metri jumate lățime, avem noi aici, 4 metri, ceva de genul. Pierdem la această alee undeva în jur de 150 de metri, însă rămânem cu un teren de aproximativ 650 de metri liber de construcții, mai bine de 650 de metri, un teren pe care putem edifica o casă sau poate chiar două, ideal un duplex se poate face aici. Regimul de înălțime este foarte bun. Acesta este terenul. Adâncimea este undeva în jur de vreo 30 și ceva de metri și lățimea undeva la 20-21 de metri. Suntem încercuiți practic de grădinile celorlalte case. Regimul de înălțime pe zonă îl avem practic aici, la vecinul nostru care este chiar vis-a-vis de școală. Are el deschiderea, avem un parter, etaj și mansardă. Terenul este de asemenea foarte bun, din punct de vedere pedologic avem cernoziom de cea mai bună calitate aici, la 1 decembrie. Undeva în spatele acestei case, la 150 de metri se află primăria de la 1 decembrie. Acolo este și autobuzul, un autobuz care pleacă de aici gol și are capăt de linie chiar la metroul la Eroi Revoluției. Terenul este foarte bun, liber de construcție precum se vede și perfect pentru a edifica un imobil frumos pentru că ne putem branșa la toate utilitățile. Vă aștept, Daniel, Apulum 94.